Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O Pictură pe Zi. Astăzi vreau să pictăm ceva drăguț de primăvară și anume un peisaj cu o lună mare, 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 cu o suprafață de apă și cu niște rămurele, copăcei cu flori de cireș aplecate peste apă și cu un cuplu undeva pe o bărcuță sub clar de lună. Este o picturică pe care am făcut-o în cadrul unui live acum ceva timp. Pentru cei care nu știți, eu, în general, la pictură, pe acest canal, cam în fiecare duminică, aproximativ când nu pot, intru live și pictez alături de cei care sunt interesați să mă urmărească în timp real, cât o picturică destul de simplă și mai stăm de vorbă și vă răspund la întrebări și chestii de genul acesta. Oricum, în caz de n-ați făcut-o, nu uitați să vă abonați, nu uitați să apăsați butonașul de like, înseamnă foarte mult pentru mine, mă bucur foarte mult când primesc susținerea voastră. Și pur și simplu mă ajută să continu să pictez, să continu să postez când văd că munca mea e apreciată și că munca mea ajunge la voi. De asemenea, distribuiți prietenilor voștri pe Instagram, pe Facebook, ca să ajung la cât mai mulți dintre voi și pe cât mai mulți dintre voi să încerc să poate cei să înceapă să picteze. Și dacă aveți întrebări, păreri, sugestii în comentariile de mai jos sau pe Facebook, aveți link-urile în descriere. Vă aștept mesajele, îmi place foarte mult să interacționez cu voi, să vă răspund la întrebări și să creăm o comunitate cât mai solidă și cât mai frumoasă în jurul acesta, în jurul nucleului de artă și în special în jurul picturii. Așa, folosesc culori acrilice, folosesc un carton pânzat de dimensiune 24x30 cm, cred că este. Am lipit marginea cu un scotch pentru hârtie ca să-l blochez, să nu-l doresc în timp ce pictez și la final dau la o parte scotchul și rămâne ca o ramă albă de jur împrejur, o chestie care mi se pare foarte drăguț. Bine, voi puteți să nu faceți treaba asta, cartoanele pânzate le puteți achiziționa la orice magazin de materiale pentru artă, la fel și culorile acrilice, la fel și pensulele. Pensulele pe care eu vă recomand să le aveți pentru început ar fi o pensulă pătrată, o pensulă rotundă, ovală, Filbert și o pensulă cu vârf ascuțit, liner. Mărimea, numărul pensulelor ține de cât de mare este pânza pe care vreți să o pictați. Eu vă sugerez să, pentru ca începător, să vă gândiți la o anumită rază de mărime de pânze și să vă luați pensule corespunzător cu acea mărime. Să nu treceți de la mini picturele care le faceți pe pânze de 5x5 până la picturi făcute pe 50x50. Pentru că vă va trebui mai multe pensule, iar pentru început n-are rost. Așa, oricum. Mai departe mergând la picturica noastră de astăzi. Este picturica cu numărul 11 din challenge-ul pe care l-am început în aprilie, și anume de a picta o picturică în fiecare zi. Până acum n-am ratat nicio zi, este ziua cu numărul 11, picturica cu numărul 11 și mai avem încă 19 zile de pictat și de postat. Se numește Aprilie Acrilic, dacă nu mă înșel, această provocare artistică, și vă provoc și pe voi dacă puteți să pictați o picturică la câteva zile, o picturică pe săptămână, măcar, depinde de nivelul fiecăruia, dar ideea este că întotdeauna, dacă tot, oricum, tot stăm în casă, tot avem timp dispoziție mai mult, să ne încercăm să ne provocăm, să încercăm să ne dezvoltăm abilități pe care poate în mod normal altfel nu le-am dezvoltat. Am început cu linia orizontului, am trasat linia orizontului, apoi am trasat cu un compas, am făcut conturul lunii. Am făcut o lună mare, mare. Voi puteți să o faceți mai mică dacă vreți. Eu așa am vrut să fie mare, mare. Am făcut un albastru mai închis. Am plecat din partea de sus și am, pe linia orizontului, am adăugat mai mult alb treptat și am obținut un degrade care apoi l-am făcut cumva și în apă, numai că în apă am pus în jumătate, am stat liber în jumătate, n-am făcut o tapă albastră și am pus nuanțe de roz, mov și cu mișcări fără presiune de pensulă, cu mișcări neapăsate, așa ca și cum aș mângâia practic pânza, să face trecerea de culori dintre o culoare într-alta. Într-adevăr, în a trece rozul înspre bleu nu e cea mai ușoară trecere de culori, dar prin perseverență și prin răbdare veți ajunge să o puteți face. Iar luna, pentru luna am folosit un galben, am folosit un alb și am folosit un pic de roz. Așa este, luna noastră este un pic roz într-o parte și de aceea și reflexia în apă tinde să fie așa rozulie.
să zicem. Nu este o picturică grea, în schimb este o picturică care mi-a luat undeva la, cred că 2 ore, dacă nu mă înșel, să o pictez. Chiar dacă am fost live când am pictat-o, tot cam așa mi-ar fi luat și dacă n-aș fi fost live, poate mai puțin cu vreo 20 de minute. Ideea este că atunci când pictăm nu trebuie să ne grăbim, nu trebuie să ne simțim presați și foarte important, vreau să vă spun, nu trebuie să punem presiune pe noi asupra cum va arăta produsul final, cum va arăta pictura la final. În punctul meu de vedere, cel mai important este să ne bucurăm de actul în sine, să ne bucurăm atunci când pictăm, să ne putem relaxa atunci când pictăm, pentru că asta este ideea. Ideea este să luăm legătură cu noi, cu noi înșine și să ne putem relaxa, să ne putem elibera mintea și să ne putem pur și simplu vindeca. Nu trebuie să punem presiune, nu e nicio competiție cu nimeni, nu trebuie să iasă pictura pe care o facem cu tutorialul pe care îl urmărim, fiecare la nivelul lui, fiecare are ani, săptămâni, luni de experiență, de practică, poate sute de picturi făcute deja față de cineva care l-a început. Trebuie fiecare să fim conștienți de nivelul nostru, să fim conștienți că pictura este o abilitate pe care o putem învăța cu toții, să fim conștienți că cel pe care îl urmărim nu s-a născut binecuvântat la Dumnezeu, ci a învățat și a muncit și a progresat și a greșit foarte mult până a ajuns unde e și îl așteaptă la fel dinainte, la fel un drum de greșeală, de exersare, de practică, dacă mai dorește să progreseze. Asta e valabil pentru toată lumea și să fiți de treaba asta conștienți. Cel mai important este să ne relaxăm. Să ne relaxăm când pictăm, să ne bucurăm când pictăm. Pictura este o bucurie, pictura ar trebui să fie o bucurie și o modalitate, este o modalitate foarte, foarte bună de a ne descreți mintea, de a ne relaxa mintea, care poate este un pic mai tensionată în vremurile acestea pe care le trăim și poate, nu știu, ceva legat de artă, ceva legat de pictură, este fix chestia pe care ar trebui să o facem ca să ne relaxăm și ca să ne împământenim un pic, așa să zic, să nu ne zboare mintea la chestii, să nu ne facem scenarii și să nu intrăm în vreo pantă negativă de gânduri. Pictura este un mod excelent, alături de mișcare fizică, pot să zic. Dacă putem îmbina într-o zi la noastră mișcarea fizică, care este foarte bine pentru corp și pentru minte, și cu ceva legat de artă, ceva legat de creativitate, pot să zic că am câștigat ziua respectivă și în rest orice am putea face nu mai are niciun fel de importanță. E ok. Așa, e că m-a luat iară filozofară și am uitat să mai vă explic aici ce se întâmplă. Am făcut în partea dreaptă, am spus că să fac 2 pomișori, în partea dreaptă am făcut un cireș și am ales un mov pentru un strat de frunze mai umbrit în interiorul cireșului, apoi am combinat treptat, am lăsat să mai se usuce movul și am combinat cu roz și cu un pic de alb și am creat o culoare mai deschisă ca să fac un strat de frunze, un strat, practic, un ton mediu și apoi am făcut niște roz combinat cu alb, am făcut un roz deschis ca să pot să-l aplic pe vârfurile frunzelor și pe porțiunile care primesc cea mai multă lumină de la lună. Așa creăm volum în pictură, așa putem crea iluzia de 3D, unde de fapt este 2D, prin a folosi tonuri medii, tonuri închise și tonuri deschise. Putem arăta că sunt niște zone într-o suprafață plană, plată, cu volum, cu adâncime, unde de fapt nu sunt, doar prin această culoare pe care o aplicăm, aceste tonuri de culoare. Și la fel am mai făcut niște frunzulițe picate, diferite din nuanțele pe care le-am folosit în cireș, pur și simplu niște frunzulițe, niște mișcări foarte simple, niște dungulițe micuțe, vedeți că n-am stat să le pictez individual să fie să arate ca o frunză, pentru că ele așa căzând și fiind multe, ochiul nostru, creierul nostru, oricum așa le percepe. Nu trebuie să fie neapărat să facă o formă de frunză. Și oricum fiind departe, nu putem percepe detaliul la ele și le pur și simplu, când ne uităm la asemenea imagini, dăm seama direct că sunt frunze și sau petale din copacul respectiv. Iar în partea stângă am făcut un alt fel de tot un copacel, tot un cireș înflorit, este dar un alt fel de mod, un alt fel de stil de a-l face. Am început mai întâi cu un roz albicios deschis înspre lună și apoi am început să închid, mergând înspre interior. Practic luna este în planul mai îndepărtat, luminează copăcii din acest copăcel din spate cumva și automat va fi mai multă lumină pe marginea crenguțelor
și mai puțină lumină înspre noi. Cam asta e logica și pur și simplu pentru voi e un mod foarte bun de a vă juca cu culorile și de a exersa și de a vedea diferite moduri în care puteți realiza un copăcel. Mai punem niște crenguțe cu un maroniu printre roz, întrerupte crenguțele pentru că se văd, ba intră prin niște frunzulițe și nu se mai văd, ba mai ies mai departe un pic, mai subțirele crenguțele pentru că ele în timp ce mergem spre vârf trebuie să le facem din ce în ce mai subțiri. Pentru crenguțe subțire aveți nevoie de o pensulă liner, fine liner, cu vârf ascuțit, e foarte importantă. Vă recomand din păr sintetic și dacă vreți și brand, mie îmi plac personal de la Da Vinci și de la Tintoretto. Așa, la fel creăm frunzulițe și în partea stângă, iar apoi cu negru creăm pur și simplu o siluetă micuță, o bărcuță micuță cu un om care o vâslește și cu o persoană care stă așezată cu o femeie în partea din față. Plimbare romantică sub un clar de lună, într-o zi frumoasă de primăvară, înconjurată de copăcei înfloriți de cireși. O imagine foarte frumoasă pe care mi-aș dori să o pictați și voi. Dacă o pictați și voi, mi-aș dori la fel să-mi trimiteți pozici cu ea pe Facebook. Aveți linkul în descriere. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, la fel pe Facebook sau în comentariile de mai jos. Îmi place foarte mult să interacționez cu voi și v-am spus. Îmi place foarte mult să încerc foarte mult să creăm o comunitate în jurul nucleului de artă, nucleului de pictură. În caz de nu ați făcut-o până la momentul de față, vă rog să vă abonați. Chiar ar trebui să o faceți dacă ați uitat până la final acest videoclip. De asemenea, să apăsați butonul de like pentru cineva care a uitat înseamnă foarte mult pentru mine și mă ajută enorm de mult. Mă ajută foarte, foarte mult, puteți să spun. Să adun acolo multe, multe like-uri. Pur și simplu mă motivează să continui să pictez, mă motivează să continui să postez pentru voi, pentru susținerea pe care mi-o arătați și de asemenea, în caz de n-ați făcut-o, o să le și distribuiți. La fel mă ajută și la fel ajutați și pe alții să ajungă la ceea ce fac eu și poate și pe ei să înceapă să încerce să picteze. Acestea fiind spuse, a fost picturica numărul 11 din 30 din challenge-ul pe aprilie. Să aveți o sâmbătă și o săptămână și un weekend minunat, un aprilie minunat. Vă urez pe acum Paște fericit și o să ne reauzim și o să ne revedem și mâine cu un nou tutorial. Eu am fost Albert, v-am pupat, pa, pa!